Hristos-a înviat. Suntem în 1 Petru și spre surprinderea mea n-am găsit niciun capitol din carte care să nu vorbească despre învierea Domnului Iisus Hristos. Absolut niciunul. Sunt 5 capitole și 5 adevăruri colosale în această carte. În capitolul 1, după îndurarea sa cea mare, Dumnezeu ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Capitolul 2, apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu, și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și aș adăuga, cel înviat. Capitolul 3, Hristos de asemenea a suferit toate pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fusese răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare. În zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Icoana aceasta închipuitoare, care nu e altcineva decât Hristos însuși, mort și înviat. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, moartea lui Hristos și învierea lui Hristos. Vă mântuiește acum botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Capitolul 4. Astfel, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru că în vremea care mai rămâne de trăit în trup, eu m-am blocat, nu știu dacă v-ați blocat și dumneavoastră, cel ce a pătimit în trup a sfârșit pe cruce cu coroana de spini. Dar după înviere a păstrat urmele cuielor și continuă să trăiască, dragii mei, prin tine și prin mine, pentru că în vremea care mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Și ultimul capitol. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei, martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi urmată. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine, nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pildă turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, despre un mort, nu poți vorbi în termeni aceștia, el se va arăta pentru că a înviat și este viu și domnește. Când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa cea neveștejită a slavei. Observați, coroana de spini a devenit o coroană de lauri, fără ca urmele spinilor și a cuielor să dispară. Singurul lucru, spunea cineva, duminicile trecute, că l-am făcut noi în cer, sunt rănile Domnului Iisus Hristos pe care le-a dus cu El în prezența Tatălui și a îngerilor. Dragii mei, nu este niciun capitol în 1 Petru care să nu vorbească despre înviere. Știți de ce? Pentru că prin învierea lui Iisus Hristos avem totul, absolut totul ce ține de viața creștină. Prin învierea Domnului Iisus Hristos am fost născuți din nou. Prin învierea Domnului Iisus Hristos am fost conectați la sursa vieții. Apropiați-vă de El, piatra vie, și voi deveniți vii, voi ca niște pietre vii. Prin învierea lui Iisus Hristos avem mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, cu toate implicațiile ce derivă din lucrul acesta. Prin învierea lui Hristos am devenit trupul prin care Hristos trăiește și lucrează, până când va așeza împărăția și o va da înapoi în mâinile Tatălui. Prin învierea lui Hristos suntem împreună moștenitori cu El. Veniți să luăm pe rând câteva din aceste adevăruri. În primul rând,
am fost născuți din nou prin învierea lui Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Dumnezeu ne-a născut din nou după îndurarea sa cea mare, prin învierea lui Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă. Observați, versetul acesta vorbește despre izvorul nașterii noastre din nou, instrumentul nașterii noastre din nou și scopul nașterii noastre din nou. Dacă n-am fi născuți din nou, n-am avea acces la împărăția lui Dumnezeu. Am fost născuți din nou nu pentru că ne-au apăsat foarte tare păcatele și am venit la Dumnezeu și am zis: Doamne, fă ceva pentru noi, că nu mai suportăm și nu mai rezistăm. Dragii mei, eram anesteziați ca o broască pe care o pui împreună cu apa și o încălzești până fierbe, fără să știe. Asta a făcut păcatul cu fiecare dintre noi. Ne-a anesteziat complet, ne bălăcim în păcat, ne place păcatul, dragii mei. Ieșiți afară în lume, vorbiți cu oamenii care își fac praf viața, îți vor râde în nas. Îți vor râde în nas. Am fost născuți din nou după îndurarea sa cea mare. Ca să vorbim despre înviere, trebuie să vorbim despre moarte. Dacă n-ar fi fost o moarte, n-ar fi fost nicio înviere. Și de obicei, crucea Domnului Iisus și pătimirea Domnului Iisus o legăm de păcatele noastre, de nenorocirile noastre și mulțumim că a fost gata ca mielea lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii să ia asupra lui păcatele noastre, să plătească în locul nostru. Și ca și cum noi am fi originat jertfa lui Hristos, dragii mei, nimic mai departe de adevăr. Am fost născuți din nou după îndurarea sa cea mare. După îndurarea sa cea mare. Dar ca să ne nască din nou după îndurarea sa cea mare, Dumnezeu a plătit un preț uriaș. Moartea singurului său fiu. Nici unul dintre noi n-am gândit planul de mântuire. Dumnezeu l-a alcătuit în sine însuși ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile care sunt în cer și pe pământ. În El am fost făcuți moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea celuia care face totul după sfatul voii sale. După sfatul voii sale. Pavel își termină teologia din Romani cu această fantastică doxologie. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt gândurile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. În adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile Lui, să fie slava în veci. Amin. Nu tu, nu eu am gândit planul mântuirii. Nu pe noi ne-a durut prea tare ca să mai putem rezista, ci totul s-a întâmplat datorită marii sale îndurări. Dragii mei, mântuirea originează și are izvorul în Dumnezeu, de aceea se cuvine să-i rămânem recunoscători pentru totdeauna. Așadar, am fost născuți din nou după îndurarea sa cea mare, dar Scriptura nu se oprește aici, prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Pentru ca să ne poată naște din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, Dumnezeu a trebuit să cântărească prețul care să-l plătească pentru nașterea ta și nașterea mea din nou. Și Dumnezeu știa și Fiul știa că singurul preț, singurul mijloc, singurul instrument al nașterii noastre din nou a fost darea la moarte a lui Dumnezeu însuși. Scriptura spune că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Dar dacă așa de mare este prețul care ne-a născut din nou, nașterea din nou trebuie să fie extrem de importantă. Când stă de vorbă cu Nicodim, Domnul Iisus îi retează vorba, pentru că îi simte durerea inimii și îi spune: adevărat, adevărat îți spun, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu.
Ce este născut din carne este carne, ce este născut din Duh este Duh. Carnea este pentru aici, Duhul este pentru acolo. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Dragii mei, un om nenăscut din nou nu poate nici vedea, nici intra în împărăția lui Dumnezeu. Suntem o țară de creștini, cel puțin în statistică, și în ziua de astăzi, dacă ești pe drumuri și strigi în gura mare, Hristos a înviat, nimeni nu te va huidui și nu te va omorâ cu pietre, ci va răspunde, adevărat că a înviat. Toți vecinii vor spune la fel, strigați cât vă ții de gura, Hristos a înviat, nu acum, când ieșiți afară. Și vedeți că absolut nimeni nu se supără. Dar spuneți-mi, ce trist sună aceste cuvinte în gura unui om nenăscut din nou. Aproape de copii, toți am învățat rugăciunea Tatăl nostru. Țin minte că pe treptele catedralei din Timișoara, care acum vor să fie schimbate și mulți se luptă să le păstreze, pentru că acolo este locul sacrificiului. Când s-a plecat Dugulescu pe genunchi și a început să rostească rugăciunea Tatăl nostru, o piață întreagă în 89 a început să strige, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta. Opriți-vă o clipă. Să presupunem că Dumnezeu ar fi ascultat în momentul acela rugăciunea și împărăția lui Dumnezeu ar fi venit. Ce trist. Să zici, vină împărăția Ta și să n-ai acces în ea, să nu poți nici vedea, nici intra în ea. Dragii mei, nu e suficient să fii religios. Trebuie să fii născut din nou. Și nașterea noastră din nou l-a costat pe Dumnezeu moartea Fiului Său și a treia zi, slăvit să-i fie numele, învierea Lui din morți. Hristos a înviat. Ești născut din nou? Nu știu ce răspuns la întrebarea aceasta, dar dacă nu ești, ce tristă e rugăciunea Tatăl nostru în gura ta. Ce triste sunt, Hristos a înviat, adevărat că a înviat, pe care le vei rosti de nu știu câte ori în zilele care urmează până la Rusalii. Am o întrebare. De ce doar prin învierea Domnului Iisus Hristos din morți am putut fi născuți din nou? De ce doar prin învierea Domnului Iisus Hristos am putut fi născuți din nou? Nu uitați, Vinerea Mare, sub lauri au rămas spinii în spatele meu. Păcatul nostru ne-a făcut incompatibil cu cerul, cu împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a fost obligat să ne scoată din prezența sa. În ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos, prin moartea lui pe cruce, a plătit factura păcatelor noastre. Dar prin învierea sa s-a dovedit faptul că prețul plătit de Domnul Iisus este acceptat de Tatăl. Imaginați-vă, oriunde te duce în istorie, întrebați-l pe Mircea Eliade, toți oamenii cred în temple, în jertfe, în preoți, în altare. Pe tot mapamondul s-au sacrificat animale și a curs sânge în nădejdea îmbunării divinității. Secole de jertfe absolut inutile din perspectiva lui Dumnezeu. În bunătatea Lui, El ne-a lăsat să plecăm acasă iertați, dar El a rămas împovărat și încărcat cu păcatele noastre, că sângele taurilor și vițeilor nu pot să șteargă păcatul. De aceea când intră în lume, El zice, spune autorul Evreilor, tu n-ai voit nici jertfe, nici prinoase, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arder de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții, în planurile tale, este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Prin această voie am fost sfințiți, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, o dată pentru totdeauna, căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți sau compatibil cu cerul pe toți aceia care sunt sfințiți. Prin moartea Domnului Iisus s-a plătit factura păcatelor noastre, dar abia prin învierea Lui există dovada faptului că jertfa este în sfârșit acceptată. Nu mai trebuie adusă nicio altă jertfă pentru păcate. Dumnezeu este satisfăcut, dreptatea Lui este apărată, dovedită. Dar dacă privesc învierea doar ca pe o dovadă a faptului că jertfa lui Hristos
este desăvârșită și acceptabilă în fața lui Dumnezeu, învierea lui Hristos asistă doar la nașterea mea din nou. Este o simplă dovadă. Nu, dragii mei, învierea este mult mai mult decât o dovadă. Învierea nu asistă la nașterea mea din nou ca dovadă, ci produce nașterea din nou. Dumnezeu ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos. Învierea nu asistă la nașterea noastră din nou, ci face nașterea noastră din nou, o produce. Ascultați-l pe Pavel vorbind în 1 Corinteni, capitolul 15, despre înviere. Citiți acasă tot capitolul, este un capitol fantastic de Paște. Dar aș citi doar versetul 45. De aceea este scris, omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Omul întâi Adam, ăsta sunt eu și ești tu, descendent sau descinzând din protopărinții noștri, Adam și Eva, a fost făcut un suflet viu. Țineți minte, când Dumnezeu a plămădit țărâna întru chipul și asemănarea sa, s-a plecat asupra ei și a suflat în nările ei suflarea de viață și omul a devenit un suflet viu. Dar al doilea Adam este un duh dătător de viață. Să existe oare vreo diferență între un suflet viu și un duh dătător de viață? Veniți cu mine, urcați-vă în mașină la mine și plecăm la drum și la kilometru nu știu care asistăm la un accident foarte grav. Coborâm din mașină să vedem dacă mai putem ajuta pe cineva, 4 morți pe caldarâm. Eu și cu tine care am coborât din mașină suntem suflete vii. Noi asistăm, constatăm, eventual sunăm la 112, și așteptăm poliția. Nu putem face nimic. Dar cum ar fi să coboare din mașină Domnul Iisus Hristos? Să-și pune mâna pe creștetul copilului de 12 ani și să-i spună, Talita cumi. Cum ar fi să apuce de mână pe părinții lui să-i ridice la viață? E o mare diferență între a fi un suflet viu și a fi un duh dătător de viață. Veniți cu mine, este conjurat de ucenicii lui și e pe drum și ajunge la porțile unei cetăți, a cetății Nain. Și tocmai ieșea un cortegiu funeral și în spatele sicriului, a coșciugului, era o văduvă, își îngropa singurul eu, ei fiu. Domnul Iisus Hristos s-a apropiat, a pus mâna pe raclă, cortegiul s-a oprit, a prins pe băiatul de mână și l-a ridicat în capul oaselor și l-a dat înapoi mamei sale spre mirarea tuturor. Era în mijlocul ucenicilor și un fruntaș al iudeilor îi iese de întâmpinare, cade în genunchi în fața lui și îl imploră plângând, singura mea fată e bolnavă, fă ceva pentru ea. Și Domnul Iisus pornește spre casa lui și este întâmpinat de cei din casă, nu mai obosi pe învățătorul, fata a murit. Domnul Iisus se uită la Iair și spune, crede numai, doarme. Toată lumea își bătea joc de el, a scos pe toți din casă și a zis o vorbă, Talita cumi. Fetița s-a ridicat în capul oaselor și a dat-o înapoi părinților, dați-i de mâncare. Suntem la foarte puțin timp de răstignire și înviere și Domnul Iisus vine spre Ierusalim și primește o veste. Vino că prietenul tău, Lazar, este bolnav. Domnul Iisus întârzie în adins încă vreo 3 zile. Și când vine și vede pe Marta și Maria plângând, îi spune, unde l-ați spus? O, Doamne, miroase greu, de 4 zile este mort. Dați piatra la o parte. Lazare, vin afară. Ridicați toate aceste lucruri pe planul spiritual care ne vizează pe fiecare dintre noi. Nu spune Scriptura în Efeseni capitolul 2, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună
în locurile cerești, în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita mărime, bogăția Harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos. Dragii mei, cel înviat nu este doar un suflet viu. Deși a mâncat în fața ucenicilor, a umblat cu ei 40 de zile, este un duh dătător de viață. De aceea apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Știți ce veți constata? Ce a constatat cumnata lui Solomon. Minune! Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Hristos a înviat. Te-ai apropiat de El ca să cadă moartea de pe tine, să dezbraci zdrențele omului vechi. Poate n-ai îndrăznit să o faci. Ascultă-i cuvintele, veniți la mine, voi toți cei morți, trudiți și împovărați. Dragii mei, problema noastră este că ne-am obișnuit cu moartea. Am găsit parfumuri ca să ia odorurile nesuferite ale ei, o îmbrăcăm frumos, o parfumăm, o aranjăm, o pensăm și o iubim. Erați morți când trăiați, spune Scriptura, dar pentru că Hristos a înviat și tu poți veni la viață, El, piatra vie, este dispus să-ți dea și ție viața. Nu știu ce ați făcut în noaptea de înviere, nu știu dacă ați fost să luați lumina de la Ierusalim, eu n-am apucat să merg și vreau să o iau acum, pentru că de foarte multe ori când ni se spune luați lumină din lumină, toată lumea are o lumânare în mână și noi ne apropiem de El, piatra vie, să presupunem că aici este piatra vie și vin să iau lumină. Vin să iau lumină. Îi mulțumesc frumos, după care las acolo unde e și mă duc în treaba mea. Acum am și eu lumină, nu numai El, am și eu lumină. Preoții îmi spun să înconjor de trei ori casa cu ea, după ce vin la noaptea de înviere, ca să nu mi se întâmple ceva rău. Și fac și eu lucrul acesta, că acum am lumină, pot să fac ce vreau cu ea. Tu ai luat-o pe a ta, te-ai dus cu ea acasă, eu am luat-o pe a mea, m-am dus cu ea acasă. Ceva asemănător se fi întâmplat și în momentul în care ne apropiem de El, piatra vie și noi, interesant textul spune, ca niște pietre vii. Știți care e problema? Ăsta sunt eu. Eu n-am lumină și viață în mine însumi, decât fum și mizerie. Dragii mei, când vii la Hristos, când te apropii de El, piatra vie, trebuie să-L iei cu tine. Tu n-ai lumină, n-ai viață în tine. Trebuie să-L iau cu mine. Eu sunt doar lumânarea. Mă dăruiesc lui Hristos și El începe să trăiască în mine și mă consumă. Viața pe care o mai are de trăit în trup o trăiește după voia lui Dumnezeu. Dar ca să trăiască după voia lui Dumnezeu, tu trebuie să te dăruiești lui Hristos. Tu nu poți veni să furi lumina de la El. Doar împreună suntem lumina lumii. Eu rămân în continuare lumânarea, El este flacăra și împreună suntem lumina. Dragii mei, Hristos este capul, noi suntem trupul. Separați una de cealaltă. Priviți la un om care a paralizat, a avut un atac cerebral în care brațele cad inerte, nu mai poate să facă nimica. Când te apropii de El, piatra vie, rămâi lângă El. Poate metafora cea mai bună o găsim în Ioan, capitolul 15. Eu sunt adevărata viță, spune Domnul Iisus, Tatăl meu este vierul, voi sunteți mlădițele. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi, după cum mlădița nu poate aduce roadă, despărțită de mine,
Dacă n-a rămas în viță tot așa, nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Observați, Dumnezeu, prin îndurarea Lui cea mare, ne-a născut din nou, cum? Prin învierea, prin viața Domnului Iisus Hristos și ne-a dat harul să ne conectăm la sursa vieții, la sursa puterii. Așa cum aspiratorul meu nu poate funcționa fără priză, eu nu pot trăi fără Hristos. Trebuie să rămân conectat la sursa vieții. Pavel a înțeles lucrul acesta, s-a dăruit lui Hristos. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința. Credința este cordonul acela care mă conectează la sursa puterii, prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit, s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu uitați, eu sunt lumânarea, El este flacăra, doar împreună suntem lumina lumii. El este capul, noi suntem trupul, mădurarele trupului Său. Nașterea din nou mă conectează la sursa vieții. Întâiul nostru născut a ajuns la 18 ani, e multă vreme de atunci, acum săracul stă în cuptor și fierbe, dar la 18 ani a venit la noi și ne-a chemat, ne-a convocat pe mine și pe Nora și ne-a zis, am împlinit 18 ani, era luna mai, am zis, am înțeles, spune, tată și mamă, de astăzi vreau să fiu independent. Mi s-au muiat picioarele. N-am știut exact ce înseamnă lucrul acesta. După care, când a văzut că șocul funcționează, atunci ne-a explicat ce a vrut să ne zică. Deci, de azi îmi port singur de grijă. Dacă mă lăsați să dorm aici, bine, dar dacă nu... Vreau să vă spun ceva. M-am născut dependent. Dacă acum nu mi-au curajul să fiu independent, nu voi ști să fiu interdependent. Am răsuflat ușurat și eu și Nora, am zis, de unde atâta înțelepciune pe pruncul acesta? Dragii mei, asta este adevărul. De când sunt bunic, mă uit ca la felul trei la nepoțelele mele. Și nu pot să-mi înțeleg de ce un pui de căprioare este independent, aproape instantaneu după ce se naște, și un prunc îl porți cu tine 20 de ani și încă 20 de ani după ce îl însori. Cu alte cuvinte, parcă nu mai poți rupe legătura într-un fel. Ce a vrut să ne învețe Dumnezeu prin asta? În lumea spirituală, povestea asta cu dependent, independent, interdependent nu funcționează, dragii mei. În lumea spirituală există un singur cuvânt, totală dependență sau o singură expresie de Hristos. Și vreau să vă spun că această dependență, cu alte cuvinte, eu nu mă duc să iau lumină. Eu când m-am dus să iau lumină, eu rămân acolo, mă dăruiesc lui Hristos. Și această dependență de Dumnezeu rămâne pentru toată eternitatea. Niciodată nu va fi o clipă, o secundă când pot să zic, mă descurc și singur. Această rămânere în Hristos este obligatorie. Veniți cu mine în Apocalipsa, capitolul 21, versetul 1. Mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului. În mijlocul cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții. Rodea 12 feluri de rod și dădea rod în fiecare lună. Frunzele lui slujesc la vindecarea neamurilor. Când am citit cu atenție versetul acesta, m-am blocat și am pus o întrebare. Ce să caute cuvântul vindecarea neamurilor în rai, în Eden, în prezența lui Dumnezeu? Nu s-a terminat cu boala și cu independența și cu libertatea de a alege răul? Dragii mei, curva cea mare a fost judecată și pedepsită, fiara din tâi și prorocul mincinoș aruncați în iazul de foc, balaurul a fost prins și aruncat în iazul de foc. Marea judecată a fost ținută și toți cei care nu au fost găsiți scriși în cartea vieții au fost aruncați în iazul de foc. Toți vrășmașii erau la așternut al picioarelor Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, n-au mai rămas decât sfinții, cei care și-au spălat hainele în sângele mielului. De ce vindecarea neamurilor? Dragii mei, Dumnezeu, în toată înțelepciunea Lui, ne-a creat cu libertatea de a alege între viață și moarte. Nu ne-a luat această libertate nici după răscumpărare. Voi nu vreți să vă duceți. Și vreau să vă spun că această libertate ne va rămâne și în ceruri.
Dumnezeu este liber, îngerii sunt liberi și tu vei fi liber. Minciuna diavolului este ca fiica Dumnezeu înseamnă la mâinile tale dreptul de a hotărî binele și răul. A fiica Dumnezeu înseamnă un pic mai mult, să ai puterea să faci întotdeauna binele și niciodată răul, fără ca să te oblige cineva. Libertatea de alegere ne rămâne și de aceea, dragii mei, relația noastră cu Hristos, cu pomul vieții, cu sursa vieții, niciodată nu o putem scutura de pe noi. Nașterea din nou ne conectează la sursa vieții. La început era cuvântul, spune Ioan în Evanghelia sa, și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Cu alte cuvinte, cel care s-a aplecat asupra boțului de humă a fost Logosul Divin. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Dar El nu ne-a dat viața ca să o luăm în mâinile noastre, să fugim cu ea, să spunem, n-avem nevoie de tine. El ne-a dat viața doar în relație cu El. Și în clipa în care ne-am luat soarta în propriile noastre mâini și am zis, hotărâm noi ce-i bine și ce-i rău, am fost alungați din prezența vieții. Și am rătăcit prin pustiul acestei lumi, transformând lumea în iad. Toate lucrurile au fost făcute prin El, nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El, în El era viața. Și viața era lumina oamenilor. Dragii mei, niciodată nu iau viață ca să fac ce vreau cu ea. Dacă vreau să am viață, trebuie să rămân conectat la sursa vieții. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Ce nu avem dacă nu am înviat Domnul Iisus Hristos din morți? Prin învierea Lui am fost născuți din nou. Prin învierea Lui nu rătăcim prin lumea asta ca oameni dezdădăjduiți dacă cresc prețurile, dacă instabilitatea se mărește în jurul nostru, dacă lovesc bolile în noi. Nu, dragii mei, noi prin învierea Lui Hristos am fost născuți din nou la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă, chiar dacă ni s-ar răpi averile, știm că avem o avuție mai bună la Dumnezeu, ne spune Scriptura. Prin învierea lui Iisus Hristos avem mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Nici nu vă închipuiți ce înseamnă lucrul acesta, să-L poți privi în față pe Tatăl Ceresc, să rostești rugăciunea Tatăl nostru cu toată libertatea copilului acceptat și așteptat de Tata. Să ai deci pace cu Dumnezeu și intrare liberă în Sfânta Sfintelor. Prin învierea lui Iisus Hristos am fost conectați la sursa vieții. Iar atunci când ne-am rupt de ea prin păcatele noastre, avem un avocat la Tatăl care mijlocește pentru noi și avem un mijlocitor care poate desăvârși mântuirea noastră, pentru că El este viața. Prin învierea Domnului Iisus Hristos am devenit trupul prin care Hristos trăiește mai departe. Lumânarea care se dăruie flăcării ca să lumineze în lume. Și dacă rămânem legați de El, suntem și moștenitori împreună cu El. Ce n-am avea dacă n-ar fi înviat Domnul Iisus Hristos? N-am avea dovada dumnezeirii Lui. Eu mâine aș deveni martor al lui Jehova. Hristos, un proroc, un fel de Dumnezeu, dar în niciun caz nu-i Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. N-am avea judecător, judecată și o dreaptă răsplătire. N-am avea Domn și Hristos în locurile cerești. N-am avea nădejdea revenirii Lui. De ce vă uitați? Cum s-a înălțat, așa se va întoarce la voi. N-am avea nădejdea învierii noastre. N-am avea mire, ceresc și nuntă.
n-am avea domnie împreună cu Hristos și nu l-am avea pe Duhul Sfânt să le împlinească pe toate acestea pentru noi. Dar acum, Hristos a înviat. Amin.